da. Mai mult sau mai puțin bine. Acum nu pot să spun că când cel mai bine. Am din zis, orice. Doamne, nu, dacă credeam că poți să imiți cum face Eduard. Cine face? Cum face Ariana Grande, de imită pe toți. La noi, mă, Eduard Sanda, sau cum îl cheamă? A, Eduard Sanda, da. A, gen imitat. Nu, că nu imit. Cânt cumva în stilul meu cu timbrul meu. Dar pur și simplu îmi place să cânt. Mai tu vrei să mergi la Te Cunosc de undeva? Nu știu dacă vreau. Nu știu, n-ar fi rău. Pe acolo trebuie să imiți. De acolo, da, trebuie imitat cu totul. Și fizic, și timbru, și tot. Dar după cine ai imitat cel mai bine? Pe Ionela Prodan, pe Katanga. Am mai mult. În zona asta. În zona, ei, mai de la țară, așa eu. Nu, mă, nu, Doamne ferește, ce ai? Zona de petrecere te duceam. Da. Nu, mai mulți acum nu mi-aduc. Patricia Cas, ăla de cânta De Farhet Kut Hata Milha De Hata Tut Arabă. Arabă, Boșet Hir. Ăla e un imn electoral, am impresia. E, da, un fel de, da. Veniți voi, cetățeni, de stânga și dreapta. Sculați voi, o roptiți. Cam aia e, da. Și-am scos versurile fonetic. Păi și tu în orice zonă, nu numai în data asta. Da, în orice zonă, chiar mai înainte, adică pe drum. Așa? Ce ai cântat pe drum? Pe drum am cântat o piesă sârbească, pentru că vreau să cânt, mă rog, vreau să fac un remake la o piesă. Și am învățat, da, eu până acum am cântat într-o trupă de muzică ușoară, cover-uri, mă rog. Și am învățat mereu piesele fonetic, exact ce spuneați. Am înțeles. Și de foarte multe ori n-am știut exact ce cântam, dar cântam de acolo. Kenley, genul ăla, nu? Da. Da, păi, da, acum n-am. Bine, nu e engleza, e engleza. Da, nu, normal, atât, nu poți să cânti. Da, sârbească. Și ce, Dragana sau ce? Nu Dragana, stați puțin că nu știu exact cine cântă, e foarte el veche piesa. Ăștia. E foarte veche piesa, nu știu exact dar cine cum sună? O cântă. Se numește... Cum sună? Cum se numește Baby? Nu știu cum se numește, e foarte veche. E da, din colegere, din Oliver. Dar va fi postată probabil pe canalul meu. Nu, dar o cunosc și pe, da? Adică, și pe doamna. Da. Și pe doamna, da. Și cine vrea să vadă treaba asta, să intre pe canalul Shondi, pentru că mai avem o grămadă de surprize de arătat. Păi pe YouTube. Ziceam că poate ne cânt ceva în seara ta. Da, păi de ce să vă cânt, nu știu. Sârbește, turcește. Sârbește, nu știu, mie îmi place și jazz. Adică eu am cântat și reggaeton, piesele astea ce le-am făcut eu, ce le-am scos la Golden Boy. De a cânta, uite, mi-au scris, de-ai fi tu sal cel amar, jazz. De-ai fi tu sal cel amar? Nu știu, mă zic și eu. Păi bine, când de-ai fi tu sal cel amar? Nu știu, vreți știi? Vreți să vă cânt? Da. Păi da. Ia. Ne-ai fi tu sal cel amar, m-aș face râu la umbra ta. O stea pe cerul de opal, ne-ai fi. În noapte m-a schimba și acolo unde ești, o viață asta, excelent, ta, în calea ta. Mă fac să plâng, da. Dom, 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 dom. De-ai fi tu, mai era ceva, și cerul de opal. Da. Tra-la-la, așa, ok, ce mai știu? Ce, știu multe. Uite, uite, mi-au trecut oamenii pe aici. Uite ochii mei ți dau. A făcut, va, da, bravo, Margareta Puslaru. Da. A făcut Gojira un remix la Margareta Puslaru. Nu cred. Băi, băiatul mi l-a trimis azi, dacă tot m-am prietenit cu podcasterii. Bine, Gojira-s prieten de mult. Băi, fabulos. Nu pot să-l pun că încă nu l-a lansat, dar... Eu am auzit că poate, chestii fabuloase la el, da? Da, poate facem un... intermediem o întâlnire între el și doamna Margareta Puslaru, mai ales că a fost la noi în ultimele ediții, în ultima săptămână. Și se ferea să-și cânte melodiile care au consacrat-o, da, mai deci ăsta e un remix absolut nebun. Da. Nebun, nebun, nebun. Da. Mă rog, foarte bine, asta da, e bine. Da, pot și populară. Pot și populară. Da, vă cânt și populară, dacă bine, aveți. Cântă-ne... De la mine din Banat. Aoleu, m-a omorât cu Banat. Bine, ok. Ia, ce de la tine? Mă, ce ploaie și iar bace. Dă două zâle și-o noapce. Dă nu s-o opri de seara. Oi dormi cu dorul iară. Aia parcă îți place mai mult. Cu, dar tu știi, nu? Că se fac bani mai mulți din muzică populară? De ce nu te știu, e plecă de acolo? Da, am auzit bine, și din manele se fac mult mai mulți bani. Dar eu sunt mai mult, nu știu, pe partea asta de jazz. Nu știu, poate și din cauza că asta am jazz, studiat. Jazz îmi place foarte mult. Da, asta am studiat cel mai mult. Take Five al lui Brubeck. Ce să cânt? Take Five. Take Five al lui David Brubeck. Dar ce știi tu din jazz? Nu știu asta. Ce știu eu din jazz? Păi nu știu, pot să cânt Ed Lest? Da, Etta James. Da. Da. Ed Lest,
My love has come along, my lonely days are over, and life is like a song, ooh yeah, and less. A cucerit publicul din țară și de peste Bogdan. Wow. Contractele voastre, Paris. Ai voce foarte bună. Londra, foarte, foarte, foarte mișto, foarte bună. Da. Puțin nazală, nu? Nu știu dacă nazală. Fiecare piesă, eu când diferit, nu îmi folosesc timbru exact la fel pe fiecare piesă și pe fiecare stil și gen muzical. Îmi schimb mereu timbru cumva. Am înțeles. Da. Cameleonică. Da. Da, nu știu dacă e bine. Artistic vorbind, nu știu dacă habar n-am, nu știu. Pentru că dacă scot foarte multe piese, trebuie să mă recunosc lumea. Ar putea să nu mai fi recognoșibile, exact, da. Da. Nu știu, dar e posibil să fie bine să ai mai multe... Mai da, multe... Asta îs eu, dacă mă place lumea. Bine, dacă nu, de interpretare bine. Și da, da. Uite, e, da, normal. S-a cerut, e by request, ceva de Maria Naționale. Bă, dacă ata mă, mai da și banii, ce drept. Da, dar nu e de la gratis, mie îmi place să cânt oricum. De unde a venit, de sus? De la Dumnezeu, mai da. De la Dumnezeu, mai puțin. De... Ah. De la Maria Națională. Tu mă fii așa, asai, 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 mai pensa topo, tu șa pensa topo, e șa sensa topo, e po era di mana, e po nato di mana, e noia, e noia, marapaca. Bravo. E tot fonetic. Foarte tare. Fonetic, pentru că nu știu exact, nu știu câtă lume înțelege. Dacă nu poți să-i convingi, zăpăcește, știi vorba. Da. trebuie să înțeleagă lumea. Important este că oamenii realizează abilitatea și talentul. Da, și vocea și talentul. Te recomandă vocea și talentul. Ce faci? Te-ai logodit? Da, de mult. De mult? Da. Și ce ai cântat la Logodnă? Ce am cântat? N-ai cântat nimic la Logodnă? Nu, n-am cântat. N-am cântat. A, dar stai puțin, că nu am făcut petrecere. Stăm. Cine să mai stăm? Toată lumea. Da, nu pot să te iau la per. Tu nu știu. Nu poți, da? Nu. Bine, tocmai am zis, nu pot să te iau, deci pot. Deci ai făcut-o deci pot. Asta am zis și eu, nu pot. Da, n-am făcut petrecere. N-am făcut petrecere. A fost doar așa, o chestie între noi doi. Urmează, nu, dar probabil cândva. O chestie curând. Între noi doi se numește altceva, nu? Păi nu, o chestie între noi doi, adică m-au cerut și am zis da și... Dar unde s-a întâmplat? S-a întâmplat la Paris. Și el s-a bucurat că n-a fost nimeni de față. Da, de aia n-am mai mult dat atât, bă, băiatul, pinelul frumos, uite, să vede și turnul. Ah, ce frumos. Aoleu, e cu diamant? Da, ce să fie, mă, cu carbid? Cu unul sau cu mai multe? Sunt mai multe. A, și ce tăi tu? E diamante. Prinsescat sau e... Poftim? Hai, lasă-mă! Nu, da. Nu. Dar nu contează, oricum nu contează. Cu mai multe, toate, toate diamantele. Și dacă era din plastic, eu tot ziceam da. Eu tot ziceam da. Vrei să nu-l uiți la piscină, să nu-l pierzi, Doamne? Nu, îl mai dau jos. Când nu-l mai dau jos. Mai ales că acum cred că am slăbit și îmi cam pică. Pică? Da. Ăsta e semn rău. E semn rău? Nu vreau, nu. Pică e semn rău. E semn rău că am slăbit. Nu e semn rău, e semn rău că pică. Păi că am slăbit, că era bun. Trebuie să-l strâmtezi. Păi mai scoate din diamante să nu mai atârnă greu. Să nu mai atârne greu așa, da? Are prea multe diamante și al meu pică, și al meu, am slăbit. Da. Mă rog, la mine e un singur diamant mare. Păi și nunta? Să fie într-un ceas bun. Și nunta? Nu cred că trebuie să o întreb pe ea, stai puțin. Nu știu. Păi și nunta când? Urmează, după publicitate. Câteva minute după publicitate. Ați plănuit ceva? Tot, nu, deocamdată nu, pentru că suntem așa. Cum așa? Suntem derutați și de asta cu COVID-ul și cu tot. Na, vrem să invităm pe toată lumea. Da, asta pot să înțeleg, dar măcar o proiecție așa mentală. Da, avem cumva. În țară, dar nu ne grăbim. Nu vă grăbiți, de ce să vă grăbiți? Nu ne grăbim. Dar o să vă grăbiți. Da. La mare, mică, roșie, neagră, știi cum e? La mare ar fi fain, da. Nu la mare, mă, mare, nu. Hai, la mare. Am înțeles, da. Dacă la mare. Nu, zic, mare, mare nunta. E frumos și la mare, chiar da. Foarte frumos. Da, la mare, foarte frumos, nu știu, vrem da. Să depinzi foarte mult de vremea din ziua respectivă și dacă, Doamne ferește, se întâmplă ceva, adică e cu risc. Da. Dar nunta, vrei să fie una mare, vrei să fie una restrânsă, rochea, orice eu, fată să gândește la cum să fie rochea. Eu nu m-am gândit la roche. Nu te gândi? Niciodată. Mai bine. Chiar nu. Dacă te întreb acum repede, cum ai vrea să fie? Cum să fie? Da.
Scurtă, lungă, nu, cu crinolină? Nu, lungă, nu știu. Deci eu nu știu. Sirena, tip prințesă, scurtă. Bă, cel mai rău să nu știi, mai pentru că sunt atât de multe modele. Îi semn rău și ăsta, nu e semn rău, zic, e cel mai rău să nu știi că sunt atâtea modele, da. Trebuie să ai ceva în cap, să te duci doar pe ăla, că altfel nebunești. Vezi 4.000 de modele de rochi și... Nu știu, când îmi vine rândul, atunci o să... E, bă, s-ar putea să-ți vină repede. Să vină mai repede decât mă gândesc? Nu știu, eu știu, după logodnă... Dar oricum nu îndau pui peste 2 ani de zile, că nu poți să pui... Păi nu e, că poate că nu găsești. Că nu găsești niciun restaurant liber. Nu găsești nimic într-un an sigur. Da, da, și oricum nu se poate face acum nimica și îi vreme și o să fie foarte frumos oricum. Îi vreme, îi vreme, da. Da, ai văzut cum a început și oricum nu se poate face nimica și chiar mă și enervează tipul, hai, lăsați-mă bunul. Lăsați-mă bunul, da. Dar poate facem la voi, voi nu vă închideați clubul pentru nunți? Ba da. Ai. Pentru 90 de persoane, 50%. Vreți mai 45. Mult de 90 de persoane? Nu știu. 45, mă. Aia. Dar eu înțeleg foarte bine că până să facem nunta, toată lumea ne întreba și ne agasa cu întrebări despre nuntă și noi nu știam ce să răspundem. Dar e normal. Acum eu, făcând deja nunta, și mie vine să te întreb. Mă pun în partea cealaltă și... Trebuie să te răzbuni. Trebuie să te răzbuni și tu pe următoare. Evident! Nu? Și, după, și copil când faceți? Da, păi da, asta e următoarea. Asta e următoarea. Aici ai bela. Da. 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 Da, mă, adevărul este că nu sunt vremuri în care să poți să te gândești chiar serios la așa ceva. Dar printre picături, anul ăsta s-au mai făcut, nu? Da. S-au mai făcut. Da. Cât tot țină și balul ăsta? Până în martie, aprilie. Eu știu. Cam așa, până în vară. După aia, până la următorul an. După aia, dacă avem noroc, poți să faci în tonă. Da. Nu ai unde, vorba lui, că s-au blocat toate. Sunt blocate toate. Poate marți, într-o marți, într-o miercuri. Într-o... Ce? Când nu te mai măriți? Dacă ați vorbit amândoi odată. A, că dacă lungi mai mult de 2 ani după logodnă, gata, nu o să mai pune. Da? Așa? Ori îți mai dă un inel. E ca la rapel. E ca la rapel. Ori îți mai dă un inel. Asta înainte să fie COVID-ul. Asta înainte să fie COVID-ul, că nu se știa. E, uite, asta 2 ani, deci plus încă 2 ani de COVID, deci 4, nu se întâmplă nimica. O să fie bine. Eu ziceam în favoarea ta, nu fi fraieră. Eu ziceam că trebuie să-ți mai dea un inel după 2 ani, că asta expiră. Dar nu trebuie. Nu? Nu, e bun ăsta. Iată, mă, ce frumos. Câți ani ai tu? Eu 26. Mulți înainte. Mulțumesc la fel. La toți. E timpul să, schimb gândirea. Câte fete zic, dar nu mai trebuie. Nu e cazul. Lăsați, domnul Dan. Nu te mai deranjează. Da. Trebuie cu deranj. Uite așa cu iubire și atât. Nu e cazul, domnul Dan. Nu e cazul. Da. Piesă nouă, nu? Hai că o dăm. Da, ce mi-ai făcut? Aule, e cu semnul întrebării sau e? Da, e cu semnul întrebării. Aici e fără. Ce mi-ai făcut? Ce mi-ai făcut cu semnul întrebării? Ah, să pune, să nu uita să pune semnul întrebării pe ecran. Ce ți-au făcut? Ce ți-a făcut? Ce mi-a făcut? Păi nu, nu știu. Numai de bine. Mi-a făcut numai bine. E nouă? Da, nu e cea mai nouă. Da, nu e cea mai nouă. Nu e cea mai nouă, dar e nouă. E ultima piesă a mea. Așa? Și se găsește pe canalul Golden Boy Society, e produsă de Alex Velea. Dacă așa? Nu e cea mai nouă, faină. Cum e ultima? Că nu înțeleg. Păi e cea mai nouă, dar vreau să spun că nu e cea mai nouă, adică nu e de săptămâna trecută. A, ok. Așa. Da, da. Dar este ultima. Da. Da, cea mai nouă, cum ar veni ca lans. Cea mai recentă. Da, cea mai recentă, da. Așa, și urmează altele și e produsă de Alex Velea, am mai spus. Da. Și e foarte faină și vreau să o auziți și toată lumea care o ascultă să o mai asculte încă o dată și să intre pe Golden Boy Society, să dea click și să dea like și share și toate alea. Deie, bă, și se dă pe YouTube. Să deie, știi cum? E pe radio, pe undeva sau vreau pe post? TV, da, e, da, și că sunt super fericită că a fost acceptată de un post de televiziune. Nu e. A fost acceptată. Ui. Da, și încă e acceptată de un post de televiziune muzical din mai multe țări, e internațional. Și MTV? Poftim? MTV? Păi pot să zic? Păi de ce să nu poți să zic, mă, ce are? Păi abaram, nu știu, se zice? Balcanica. E în 12... Ui TV! Balcanica Music Television. Ui, și e... Îi, da? Îi difuzată în 12 țări. Tare. Din Balcan. Foarte tare. Da. Bravo, felicit. Și e și pe Music Channel. Foarte tare. Da. Bravo. Și când fac eu ceai sau mâncare, nu știu ce, și eu las pe Music Channel, sunt foarte bucuroasă când o aud când te așa. Vezi, când te aud. Da, când aud așa din cameră. Începe piesa mea!